Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Mă bucur să fim din nou la Părtășie Frățească, la închinare înaintea lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că marele nostru povestitor al copilăriei, Ion Creangă, spune: dacă e copil să se joace, dacă e dascăl să citească și dacă e popă să cânte. Vreau să vă cânt o scurtă cântare de acolo, din Biserica Ortodoxă, că de acolo știu vreo mie. De la pocăiți am ales una pentru sufletul meu. M-am hotărât să rămânesc pe Iisus și înapoi eu mă voi da. Acesta este, de fapt, imnul familiei noastre. Cu noi este începând cu versetul 21. Pagina în Scriptura tradusă de către preotul Dumitru Cornilescu, 1179. Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm cinstire cuvântului lui Dumnezeu, că nu cred că este prea greu. Atunci când citeam Evanghelia în Biserica Ortodoxă, oamenii se puneau în genunchi.
aici să ne ridicăm în picioare. Pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr pentru că moartea îi împiedica să rămână curul. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește curulea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciuni, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Mării din ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului corp, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Amin. Ocupăm locurile. Pentru că în fiecare poveste care are un final fericit și orice poveste, să spunem, orice viață începe cu Dumnezeu, are un final fericit. Acolo unde intervine Dumnezeu, există un final fericit. Dar până să existe acel deznodământ fericit în viața unui om, există momente tensionate, momente în care omul stă și cugetă și se întreabă, este oare bine pe drumul acesta să merg mai departe? Oare e bine să merg cu Dumnezeu? Toți cei din jurul meu sunt într-o anumită direcție. Acum simt că mă cheamă Dumnezeu. Ce să fac? Să merg cu Dumnezeu sau să continui să merg cu familia mea, cu cunoscuții mei, cu neamurile mele, cu poporul în care m-am născut? Am avut astfel de momente tensionate la Institutul Biblic de la Surdu de lângă Lugoj, atunci când studiind cursul Legământul, mi-am dat seama că am nevoie și eu să intru într-un legământ cu Dumnezeu. Și acesta era și este un legământ veșnic. Cu soția am încheiat un legământ. Când merge omul la armată, cu țara, încheie un legământ. Dar cu Dumnezeu nu aveam momentul acela, nu puteam să surprind momentul acela când am încheiat eu un legământ cu Dumnezeu. Niciodată la facultate, părinții, profesori, toți doctori în teologie, nu ne-au întrebat să ne spună, spuneți-mi și nouă momentul, domnilor studenți, al hotărârii voastre, al unirii voastre, al legământului vostru cu Dumnezeu. Și nu se întreabă lucrul acesta pentru că n-aș face oficiul acesta în locul nostru, la vârsta de 6 săptămâni, când este întrebată în locul pruncului, te reprezintă Satana? Și nașa răspunde, mă lepe, ar fi bine dacă s-ar lepăda nașa de Satana, da? Apoi, te-ai lepădat de Satana, m-am lepădat de Satana. De fapt, ea răspunde în locul pruncului, în locul copilului. Și astfel, nici copilul nu mărturisește aceasta și nici nașa nu mărturisește că nu-i pentru ea, că-i pentru prunc. Și astfel, niciunul nu se lapădă de Satana. Te-ai iubit cu Hristos. Ea răspunde pentru prunc. Pruncul nu știe momentul acesta că are doar 6 săptămâni. Și ceea ce trebuie să răspundă nu-i pentru ea. Așa că nu participă niciunul la momentul acesta al lepădării de Satana și al unirii cu Hristos. Și astfel n-am detectat momentul acesta al unirii mele cu Hristos, chiar dacă eram credincios, ortodox, 100%. Nici părinții profesori nu au vorbit despre lucrul acesta, însă studiind Biblia, descoperindu-L pe Domnul Iisus, mijlocitorul legământului, am zis că vreau să fie un legământ, avându-L pe Domnul Iisus ca mijlocitor. Soția mi-a zis,
dacă tu vei face lucrul acesta și vei asculta tocmai de cuvintele acestea, și pentru că am descoperit că botezul trebuie făcut la maturitate, dacă ne vor da afară din parohie, unde vom merge, ce vom face, din ce vom trăi? N-aveam răspuns la aceste întrebări ale soției mele și frații veneau și îmi spuneau de acolo din institut, pentru toți care am luat hotărârea pentru Domnul, la toți a venit Satana și a pornit un război împotriva noastră. Și o să vină și la tine duhurile răutății să pornească un război împotriva ta, pentru că celui rău nu-i convine să te piardă. Dar stați puțin, am zis fraților, că eu sunt al celui rău. Cum adică se luptă Satana pentru mine? Se luptă pentru sufletul meu? O să vedeți dumneavoastră. Am zis, nu-i nicio problemă. Poate să vină Satana că eu sunt un ardelean curajos. Am fost preot în munții Apuseni și așa cum David se putea lupta cu ursul și eu am văzut lupii în spatele casei, așa că nu era prea mare teamă de Satana. Și n-a venit în mod fizic Satana la mine. Sâmbătă seara, după ce m-am hotărât să pornesc pe cale împreună cu Domnul, să încheie împreună cu Domnul, am dormit liniștit și duminica dimineața, când m-am trezit, m-am trezit cu un război spiritual. Un război pe două planuri. În mintea mea erau gânduri care mă apăsau, care mă măcinau, întrebări la care trebuia să răspund. Te vei întoarce înapoi la parohie și acum tu crezi altceva decât te-ai pregătit să fii preot. Ce vei face cu spovedania? Era perioada Paștelor, urma să spovedesc oamenii. Acum i-am descoperit că iertarea păcatelor este prin sângele Lui. Căci dacă ne mărturisim Lui, El este drept și credincios să ne curățească de ori și ce păcat. Știam din cărțile de istorie că taina aceasta a duhovniciei, a mărturisirii, a fost introdusă după 5-600 de ani mai târziu de Domnul Iisus Hristos și de Sfinții Apostoli. Dacă ne mărturisim Lui și acum primim iertarea păcatelor, bucuria mântuirii fiind în sufletul meu, mi-am dat seama că adevărata spovedanie trebuie făcută Lui, nu unui păcătos. Pentru că una este să te ierte un păcătos și alta este să te ierte Dumnezeu. Este o diferență ca de la cer la pământ. Oare ce o să fac acum? Oamenii să vină la spovedit? Da, dar nu mai pot să spovedesc. Nu mai cred că eu am putere să le iert oamenilor păcatele. Apoi aveam de mers în cimitir. Era sărbătoarea Paștelor. La Paște oamenii servează la cimitir, mâncând împreună cu morți. Se pune o masă pe mormânt și se aduce vin, țuică, depinde ce o plăcut mortului, cam asta se cumpără, în general, și se pune pâine, mâncare, olivă și altele, și este o comuniune cu morții, să mâncăm împreună cu morții. Și se ia un pahar, bine ați venit, Domn Părinte, înainte de a începe slujba, ce serviți, și îmi dă un pahar și zice, mai întâi stai să nu bem niciunul dintre noi, să-l turnăm pe mormânt, că e plăcut lui Dumnezeu să-l ierte ființele la ușoară. Și mai întâi bea mortul și apoi bea noi. Era o comuniune a noastră cu morți. Dar cum să mai merg eu, să mai fac slujbe și să cânt? Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor robului Dumnezeu Gheorghe, ca să-i serte lui toată greșarea cea de voie și cea fără de voie. Și lumea credea că prin rugăciunile mele se iartă păcatele cele de voie și cele fără de voie. Dar eu nu mai credeam, pentru că am descoperit că nu prin rugăciuni, ci prin credința din inimă se ajunge la neprihănire. Oh, dacă mărturisești ugura ta pe Iisus Hristos ca Domn, vei fi mântuit. Nu prin slujbe, ci prin credință. Mergând mai departe, aveam de botezat un bebeluș după Paști. De o părinte după Paști, o să aducem copilașul la botez.
Eu acum descoperisem că botezul trebuie făcut la maturitate, după ce omul crede Evanghelia, adică vestea bună că Iisus a murit pentru păcatele lui, după ce crede și se va boteza, va fi mântuit. Cum să mai botez eu bebelușul din moment ce eu am înțeles și sunt cuvintele Domnului Iisus, ale cele mai înalte autorități care există în cer și pe pământ? Cum să mai fac eu botezul acesta la unui copil la 6 săptămâni din moment ce eu am înțeles altfel? O să-l iau pe bebeluș în brațe și o să zic, măi Marius, tu crezi că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale? Dar stai că este ilogic ce o să-l întreb, că el n-a făcut niciun păcat până la vârsta aceea. Ce păcat a făcut la vârsta de 6 săptămâni? Stai că nu pot să-l întreb așa. Crezi în Domnul Iisus ca mântuitor personal? Nici asta nu pot să-i opun, că n-are cum să creadă, fiindcă nu vedeți că ajung oamenii și la 50 de ani și tot nu cred în Domnul Iisus ca mântuitor personal, dar la vârsta de 6 săptămâni. Dar dacă nu o să fac botezul, nașa cu nașul, care sunt pregătiți cu mese, cu cadouri, cu bani, cu lăutari, păi o să-mi trag o mamă de bătaie, de n-am mâncat bătaie de aia de când m-a bătut mama popă. Și cum voi rezolva eu aceste slujbe pe care, în calitate de preot, trebuia să le săvârșesc? Apoi, în plan material, un alt război, dacă vor auzi cei de la episcopie și mă vor da afară, unde voi merge? Unde voi locui? Din ce voi trăi? Ce voi face? Că eu am avut o idee fixă de când eram adolescent, că vreau să fiu popă. Și numai asta știam să fac atunci. Numai să fiu popă. Și dacă mă dau afară, din ce o să trăiesc? Unde să mă duc să muncesc? Acum trebuie să mă recalific, să iau viața din nou. Acum mă frământam și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, noi vrem să mergem la biserică astăzi, duminică. Nu știu cine va fi acolo, la adunarea unde vrem să mergem, la Biserica Baptistă Harul din Lugoș, o biserică de cam 1300 de membri. Nu știm unde și cine va vorbi acolo, adică știam unde, dar nu știm cine va vorbi acolo, dar am auzit că tu ai vorbit și printr-un măgaș, printr-o măgăriță. Așa că vorbește și prin pastor. El nu este măgar. Vorbește prin ce vrei tu. Dar vreau să primesc un răspuns pentru sufletul meu. Și te întreb, cum se vor rezolva problemele care îmi stau înainte? Atât cele materiale, cât și cele spirituale. Te rog, vorbește-mi. Tu vezi că eu vreau să te urmez pe tine și sunt hotărât pe care aceasta, dar, uite, sunt problemele acestea care îmi stau înainte, atât cele de slujire, cât și cele de viață de familie. Cum se vor rezolva acestea? Mergând împreună cu soția la Biserica Baptistă Harul din Lugoș, fratele păstor David Nicola s-a ridicat și a citit din Epistola către Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 32. Și ce voi mai zice despre aceștia? De Samson, de Gedeon, de Barak, de Eftai, de Dav, de Samuel și de Doroș. Prin credință au biruit împărății. Prin credință au închis gurile leilor. Prin credință au pus pe fugă oștirile vrășmași. Femeile lor au luat pe morților în viață. Prin credință, prin credință, prin credință. Apoi mai departe, și pentru credință au suferit bătăi, bagjocuri, lanțuri, închisoare. Au fost tăiați în două cu fierăstrăul, uciși. Ei de care lumea nu era vrednică au pătimit și au suferit în sensul acesta pentru credință. Și păstorul a ținut o predică de aproximativ o oră despre cum Dumnezeu onorează credința. Cum intervine atunci când omul este credincios. Și chiar dacă va trebui să suferi pentru credință, au suferit înaintașii noștri pentru credință și merită să suferi totul pentru credință. Atunci am ridicat ochii spre cer și am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat un răspuns la întrebările și la întrebarea care îmi stă înainte. Cum se vor rezolva problemele care îmi stau înainte? Și răspunsul era prin credință. Și chiar dacă va fi să sufăr, au suferit și alții înaintea mea pentru credință. Nu sunt primul care sufăr
Unii au suferit bătăi, lanțuri, închisoare. Eu îmi dau seama că nu cred că voi suferi, nu voi fi tăiat în două cu fierăstrăul, atât cât dacă mă vor da afară din casa parohială, fiind luna aprilie, o să ies cu mobila, cu lucrurile, o să-mi plouă mobila, o să-mi plouă lucrurile, în rest nu știu ce aș vrea să sufăr mai mult, dar și asta e o suferință, să-ți plouă cu mobila, nu? Și era și mobilă nouă. Popă să zic, nu? Că trăiești și de la morți și de la vie. Și vreau să vă spun dumneavoastră că am primit răspuns pentru sufletul meu. M-am spus aseară când și soția mea a primit răspuns pentru sufletul ei, ce trebuie să facă, să nu fie doar ascultătoare, ci să fie și împlinitoare. Și acum nimeni și nimic nu mai putea să mă oprească din hotărârea pe care am luat-o de a ne uni în legământ cu Domnul. Iar primul semn vizibil al hotărârii mele, al hotărârii ascultării mele de cuvântul lui Dumnezeu, era botezul. Cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit. Și am zis păstorului, care este și directorul Institutului, fratelui păstor Gigel Odariu, păstorul Bisericii Baptiste, numărul 2 din Reșița, directorul Institutului Biblic la Sfântul de Lugos, noi nu plecăm din locul acesta până ce nu începem să facem primul pas de ascultare a noastră și a dovedi că ne-am hotărât să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Pentru că ascultarea face mai mult decât cerfele. Să ne mai gândim, să mai vedem. Și am zis, dumneavoastră, puteți să vă gândiți cât vreți. Noi ne-am gândit destul. Și eu m-am tot gândit, de când, din adolescență, de când am citit Biblia, cum aș putea să am parte de binecuvântările scrise în cartea aceasta. Și acum am descoperit că în Iisus Hristos sunt toate comorile. Și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, am primit în sufletul meu bucuria, pacea, iertarea păcatelor, viața veșnică, tot ceea ce este scris, fericirea, înțelepciunea, tot ceea ce este scris în cartea aceasta, dacă intrăm în legământ cu El, vom fi binecuvântați și noi și urmașii noștri. Și vrem să arătăm prin aceasta un semn vizibil, că ne-am hotărât să urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Tu îți dai seama ce se va întâmpla cu tine? Dacă vor auzi cei de la episcopie, îți spun că duminică s-ar putea să nu mai bagi cheile în cea bisericii. Și am zis, nu cred așa ceva, că totuși nu se poate, n-au cu cine să mă locuiască, durează, o să fie discuții, o să fie mult, bună mă duc la episcopie, vine Paștele, le trebuie preot la Paște, nu cred că se va întâmpla așa ceva. Și nu mi-e frică. Am primit de la Dumnezeu cuvântul că se merite să suferi pentru credință. Miercuri, în a doua săptămână de cursuri, am dezbrăcat haina neagră a preoției, care își are originea în religia babiloniană, și am îmbrăcat o altă haină, haina albă a botezului, mărturisind înaintea tuturor cum Domnul Iisus Hristos ne-a curățit cugetul de faptele noastre cele moarte și cum, acum când ieșim afară din apa botezului, dorim să trăim o viață nouă împreună cu Hristos. Ne-am întors înapoi la parohie, după ce am avut o zi de nuntă cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum scrie Mircea Eliade, nuntă în cer. A fost nuntă și în cer și pe pământ. La nunta noastră n-a fost Manoi Mireasa, ci a fost și Mirele nostru cel ceresc. Iar ca și cadou de nuntă, știți ce ne-a adus? Toate binecuvântările scrise în cartea aceasta. Și am aflat și cum vom pune mâna pe ele. Prin credință. Ne-am întors înapoi la institut, la parohie, cu bucuria mântuirii în sufletele noastre, cu explozia mântuirii care doream să împărtășim cu alții. Și a fost pentru mine în momentul acesta un moment în care am zis, am crescut din punct de vedere spiritual. De acum o să-mi împlinesc slujba de preot mult mai bine decât am făcut-o până acum. Acum, unindu-mă legăm cu Domnul Iisus Hristos, hotărându-mă să ascult de El, o să le predic în oriașilor mei doar din Scriptură și o să fie o slujire calitativ superioară față de ceea ce a fost mai înainte. Eu n-am luat-o decât în sensul acesta, cu sinceritate. Am considerat, la un moment dat, că Biblia
este deasupra tradiției, deasupra oricăror învățături omenești. Și nu numai că am considerat, dar am și experimentat în viața mea această superioritate, care nu-ți vine din slujbe, ci care îți vine din întâlnirea reală cu Dumnezeu, avându-L ca mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos. A fost momentul de judecată, un alt moment tensionat. Doamne, cum se va întâmpla la judecată? Ce va fi? Și ne-am adus aminte că Domnul Iisus spune, când vă vor târâ în sinagogi și vă vor, veți fi înfățișați înaintea oameni, să nu vă gândiți ce veți spune, ce veți, căci Duhul lui Dumnezeu va da atunci ce să vorbiți. Au venit cei de la episcopie, m-au întrebat ce s-a întâmplat, ce ai făcut, unde ai fost. Este adevărat că ai botezat? Da, este adevărat. Consider o gravitate acest fapt? Și am răspuns, da, foarte grav. Dacă este privit din perspectiva ortodoxă, grav. Însă dacă este privit botezul din perspectiva Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, mi se pare corect. Mă, tu deja vorbești ca el. Ba, mă, părinte, nu vorbesc ca eu, vorbesc ca mine, așa cum m-am descoperit aici în Biblia. Ce gânduri ai tu de viitor? Doresc să rămân preot în Biserica Ortodoxă unde se propovăduiesc Cuvântul Sfintei Scripturii. Însă, fără nicio adăugire de minte omenească sau tradiție strămoșească. Punct. Nemernicule, tu-ți bagi loc de normă. Cum te-ai gândit tu să rămâi popă numai cu Scriptura, fără sfânta noastră tradiție? Sincer vă spun, părinților, că eu chiar nu mi-am bătut joc, cred că, de nimeni până acum și nici acum, de când sunt predat în întregime Domnului, nu vreau să-mi bat joc de dumneavoastră, ci eu chiar asta vreau, să le predic oamenilor Scriptura, că destul s-a predicat în România tradiția și s-au săturat românii de tradiții, că am constatat că au început să le și uite tradiție. Dar a venit vremea ca noi, preoții din generația tânără, să le predicăm în oriașilor noștri Scriptura. Nu se poate numai cu Scriptura, fără sfânta noastră tradiție. Și eu am zis, eu cred că se poate. Uitați-vă că pocăiții pot. Noi de ce nu putem? Nu se poate. Ba se poate. Nu se poate. Ba se poate. Și pentru că dragoste cu forța nu poți să faci. Eu am ținut poziția mea. Ei s-au ținut pe poziția lor, adică preasfințitul Laurențiu Streza, profesorul meu de liturgică. Atunci când era preot în Sibiu și profesor la facultate, eram copilul acela, tânărul acela student, care mergeam cu dumnealui la slujbe, la sfeștani, la îndormântări. Și mergeam împreună cu dumnealui, eram foarte apropiat și acum parcă visam, nu venea să cred că preotul acela cu care eram tot timpul, în timpul facultății, pe la slujbe și împărțeam bani împreună, adică ce primeam 4 părți a popa, 2 părți a cantorul și omul acela care îmi dădea să am și eu de un corn, de o înghețată, acum era judecătorul meu. Acum era judecătorul meu, omul acela cu care mâncam o pâine. Mâncam la masă împreună, la o comandă, la o feștanie, împărțeam colacul împreună pe mașină când mergeam de la o slujbă la alta, scotea banii din buzunar și spunea, uite, atâta am primit de la familia asta, trebuie să-i împart cu tine, el își poți la 4 părți, mi-a zis la jumătate. Omul acela cu care am trăit împreună în cei 4 ani de facultate, lângă care am trăit, să spun așa, ca și cântăresc. Acum era îmbrăcat în haine preoțești și era judecătorul meu. Nu venea să cred lucrul acesta. Un altul dintre judecători era unchiul soției mele. Soția vine din familie de preoți și unchiul soției mele, consilierul economic și disciplinar al episcopiei de Canal Sebeș. Unchiul soției care, de fapt, m-a adus pe mine din Munții Apuseni în Banat, ca să-mi fie mai bine. Și slavă Domnului, dacă m-am păcăit, m-a fost mai bine. Bine că m-a adus, că de nu rămâneam prin rătăcit prin Munții Apuseni. Și era unchiul soției mele, era cu soția de mână, unul lângă altul. Și nu vrea să cred că sânge din sângele ei este unul din judecătorii noștri. Apoi alții pe care îi cunoșteam, mai mult sau mai puțin, de la facultate sau din slujire. Și în fața completului de judecată,
al Bisericii Ortodoxe Române de la Caransebeș, Episcopia de Caransebeș. S-au rostit cuvintele de anatema, de excomunitat catolicit, pentru singura vină că m-am hotărât să ascult mai mult pe Dumnezeu decât de oameni. Pentru singura vină că am găsit în Domnul Iisus Hristos tot ceea ce eu tot am din adolescență. Cu Maica Domnului ce faci? Păi, de când îl am pe Fiul, nu m-am mai gândit la Maica. Impertinentule, așa vorbești cu noi? De unde ți-e învățătură pentru viața care stă de acum înainte? Aveam 28-29 de ani. De unde să ții învățătură? Ești tânăr. Ai nevoie de învățătură toată viața. De unde să ții învățătură? Din Biblie, părinților. Și e destul de Biblia? Dacă aș ști-o pe de roșu, dacă aș împlini această carte, cred că mi-e suficientă. Sfinții părinți au scris sute și mii de volume, care sunt în bibliotecile de teologie. Mi-ar trebui, cred că, două vieți să stau să le tot citesc și doar de la treia să și trăiesc ca ce au scris ei. Și nu am posibilitatea asta, să stau două vieți să citesc și în a treia să trăiesc. Îmi e destulă Biblia. Este mică, o pun sub braț, citesc, iar merg mai departe, iar mai citesc. Și e destulă Biblia. Nu se poate numai cu Scriptura. Trebuie și tradiția patristică a Sfinților Părinți. Și atunci unul din consilieri spune, auzi măi, voi cu Iisus și cu Scriptura mergeți în ea. Noi cu Maica și cu Sfinții mergem în rar. Am zis, drumul. Fiecare meargă unde consideră. Însă cu Iisus Hristos, care este calea, adevărului și viața, și cu Scriptura care este o candelă pentru picioarele noastre, a celor ce am pornit pe calea care duce spre Ierusalimul Ceresc, nu cred că voi ajunge în ea, ci cu Iisus Hristos și cu Scriptura voi ajunge în sânul Avram, în raiul lui Dumnezeu, în împărăția celor, unde nu este durere, nici îngristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Îți interzicem de acum să mai scrii Iisus cu doi I, că duci lumea în eroare. Să scrii doar cu un singur I, cum se scrie la voi la pocăiți, că doar cu un singur I scris Iisus înseamnă măgar. Și cu doi I înseamnă cu adevărat Iisus. Și da, nu cred că înseamnă măgar, scris cu un singur I. Și au fost mai multe discuții, mi-au dat actele de excomunicare și a trecut și judecata aceasta. Am părăsit casa parohială și a urmat o altă judecată. Judecata părintească. Nu m-am gândit că va fi mai grea decât judecata episcopiei. Am crezut că aceasta este cea mai grea judecată și că am stat în fața Sinedriului, cum a stat Domnul Iisus, în fața marilor preoți, cum au stat Sfinții Apostoli și aceasta a fost cea mai grea judecată. Însă când am ajuns la părinții acasă, împreună cu soția și cu cele două fetițe pe care le aveam atunci, când am vorbit cu părinții noștri și ei știau deja ce s-a întâmplat, că nu mai sunt preot, când am intrat în casă, mama instinctiv mi-a tras o palmă. Nu m-am supărat pe mama. Dacă era soția, sigur m-aș fi supărat. Și mi-a tras o palmă și mi-a zis, să-ți fie rușine. M-ai făcut de rușine, mi-ai făcut de rușine familia. Suntem cunoscuți de către toți preoții de aici din Aiu. Toți mi-au zis că ai nebunit, că va fi bai și-am mar de capul tău. Cât m-am străduit eu cu taică, că o să te ținem în facultate, să ai bani, să ai tot ce-ți trebuie. Și tu, în adins, ca să ne omori pe noi, ca să-ți bați joc de noi, ai făcut lucrul acesta. Numai pentru noi tu te-ai lăsat. Dar de ce aș fi făcut lucrul acesta? N-am vrut să vă jignesc niciodată și mai ales acum cum să fac lucrul acesta, adică să pierd totul numai ca să vă jignesc, dar n-am niciun motiv să vă jignesc. Aveam și noi o speranță. Vezi cum sunt copiii din ziua de astăzi care nu-și mai aduc aminte de părinții lor. Te aveam pe tine preot în altar. Și ne gândeam și noi că după ce murim, bărbate, are cine să ne pomenească și pe noi la altar. Că alți copii nu își mai aduc aminte de părinților, dar îl avem pe Cristi, care este preot și până va muri El, ne va pomeni înaintea lui Dumnezeu. Și acum ne-ai distrus speranța aceasta. Așa de mult am crezut că investind în tine,
avem pe cineva în altar care va mijloci pentru sufletul nostru. Și acum ți-ai bătut joc de noi prin aceasta. Oh, dar n-am vrut să fac lucrul acesta, să-mi bat joc de voi. Însă vreau să spun ceva. Iisus Hristos, mijlocitorul legământului meu cu Dumnezeu, taci din gură, nu vorbi mie de așa ceva. Dar stai, că îți vorbesc despre Domnul Iisus, despre care l-am crezut în copilărie. Nu că de la pocăiți vorbești acum. Nu de la pocăiți vorbesc, că te-au învățat pocăiții, că nu, stai puțin să-ți arăt în Scriptură, că nu vorbesc din cărțile pocăiților, ci din Scriptură. Iisus Hristos, mijlocitorul legământului. Uite aici ce scrie în Scriptură, că este și mare preot. Și dacă vrei să te pomenească cineva la altar, la tronul de har și de îndurare al Tatălui din cer, uite ce scrie aici, că avem un mare preot. Eu am fost un micuț și de la țară preot. Dar uite ce spune Scriptura, că avem un mare preot sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, care este ales de Dumnezeu, pus de Dumnezeu și nu de oameni. Dacă vrei să te pomenească cineva înaintea lui Dumnezeu, îmi pare rău că te-am dezamăgit. Dar prin dezamăgirea mea aș vrea să-L cunoști pe Cel care rămâne în veac să mijlocească pururea pentru fiecare dintre noi. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Ți-ai trădat credința. Lasă-mă pe mine cu asta. Ți-ai trădat credința. Nu, dacă ai zis de un preot, uite, avem un preot. Dumneata, crezi că pocăiții n-au preot? Și pocăiții au preot. Că n-au preoți, n-au preoți. Dar au preot. Îl au pe Domnul Iisus Hristos. Cine mai ajută așa ceva? Lasă-mă tu cu asta. Îmi pare rău că ai ajuns un trădător. Oh, ce mă loveau și ce mă dureau aceste cuvinte. Știi cum Constantin Mântoveanu cu cei patru fii și sfernicul Ianache la Istanbul și-au pus capul pe butuc și le-a fost iat capul pentru credința noastră ortodoxă și tu ce te-a determinat? Că aveai tot ce trebuie, păi tocmai că aveam tot ce îmi trebuia pe pământ, dar îmi trebuia ceva mai presus de lucrurile acestea. Mi-l trebuia pe Dumnezeu. Și ce nu l-ai avut pe Dumnezeu? Vreau să spun că de când sunt preot și am intrat în altar și am slujit, strigam în altar către Dumnezeu ca și către un tată. Și doream, așa precum marelui preot de la templul din Ierusalim, se cobora Dumnezeu în altar, așa mi-aș fi dorit și eu, să mă întâlnesc și eu cu Dumnezeu în altar, să-L cunosc pe Dumnezeu pe care m-am hotărât să-L slujesc. Dar niciodată nu mi s-a coborât Dumnezeu în altar, cum mi se cobora marelui preot odată pe an în templul din Ierusalim. Însă, acum, de când m-am uitat în Scriptură, L-am descoperit pe Dumnezeul Tatăl cel adevărat, avântul ca mijlocitor al acestei descoperiri pe Domnul Iisus Hristos. Vorbești ca pocăiții. Nu mă poți tu convinge ce ai făcut, ești un trădător. Am stat o săptămână, s-a legat și de soția mea, bineînțeles, că era soacra cu Nora acum. De ce l-ai lăsat să facă treaba asta? Tu ca femeie trebuia să-l conduci? Când îi spune așa învățăturii, dai? Tu trebuia să-l ții în frâu, ca să nu facă greșeala asta. Dacă ai văzut că pe el l-au cuprins pocăința, tu trebuia să zici că te despari de el. Cum? Dumneata l-o înveți pe soția mea să se despară? Da, trebuia, ca să nu te lasă să faci lucrul acesta. Mai bine le-ai fi dus la pușcărie decât să te pocăiești. Că de la pușcărie mai sapă lumea, dar de la pocăință... Aceste cuvinte ale mamei mele și a tatălui m-au rănit cel mai mult. Episcopul era totuși o persoană străină pentru viața mea și pentru sfântul meu, dar era vorba de părinții mei care m-au supărat foarte tare. După ce am plecat de la părinții noștri, după o săptămână, ne-am dus la părinții soției, la Sibiu. Și am zis, poate că părinții soției ne vor primi la ei acasă, că n-aveam unde să locuim, n-aveam ce să facem. Ne-am dus la părinții soției, la Sibiu și am zis, nu vă putem păstra la noi acasă, pentru că ne-ați făcut de rușine. Avem în familie preoți și când ne vom întâlni cu preoții, o să zică, ce o să zică și nu se poate. Nu putem să vă mai păstrăm în neamul nostru. V-ați îndepărtat, să vă duceți la frații voștri
la copiii voștri că tăierea ați ales și pe noi ne-a strădat. Acum a dorit-o pe soția mea, mai puțin pe mine. Și am plecat și de la Sibiu. Ne-am dus la Lugoști și acum un frate păstor ne-a primit la dumneavoastră acasă, dar totuși, cu bun simț, am zis, cât putem să stăm? Hai că stai o secundă, stai joc, dar te gândești că trebuie să mai și pleci. Dar unde să plecăm? Și ne-a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, am înțeles că din Scripturi este scris că dacă va lăsa cineva pentru numele Tău, n-am pretenția asta, n-am pretenție. Eu am făcut ce am făcut pentru mine, pentru Dumnezeu meu am făcut lucrul acesta. Dar Te rog, ajută-ne să avem și noi casa noastră și să putem să mergem mai departe în viața aceasta. Și Dumnezeu care este viu și lucrător. Printr-o soră sărată din adunarea baptistă din Lugoș, nu prin frații bogați. Scriptura spune despre toți bogații, indiferent ce denominațiune au, cu greu spune Domnul Iisus că va intra un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Indiferent, ortodoxul baptist zice de bogați, nu zice de care culoare. Și bogații n-au venit la noi să ne zică, și acum ei știu, de asta zic despre ei, care aveau un apartament de închiriat, care aveau o casă de închiriat, vedeau anunțuri în ziare de închiriat, de închiriat, n-ar fi venit niciunul să zică, uite, vă lăsăm închirie să stați la noi. S-au gândit preților noștri că, dacă vă dat afară, de unde să-și plătească un chiriat. Dar o soră săracă, care nu s-a gândit prea mult la bani, pentru că era săracă. Și nu tentau prea mult bani, pe bogați, bogații mai mult se gândesc la bani. Și mi-a zis, uite, eu am o casă la Lugojeni, pe Lugoș, dacă n-aveți unde să locuiți, vă las să locuiți acolo. Și astăzi, casa aceea este casa noastră, primită în numele Domnului Iisus Hristos. Și s-a împlinit cu noi cuvintele că dacă v-a lăsat cineva pentru numele meu, părinți, fraților, case, boli, de țară, în lumea aceasta va primi sufit, alături de suferință, iar dincolo, viață veșnică. Apoi, am fost invitat de sora Gabi Luncă la, știți despre cine e vorba, Gabi Luncă, da? La București, din Dămăloarea, la evanghelizare. Și m-am dus cu trenul. Și cu o valiză plină de reviste, cu Tudor Popescu, cu Oniveste, cu Tripa. I-am creat peste totul, am mergește. Cultul crucii, cultul morților, cultul icoanelor, cultul Maicii Domnului, arătând că această închinare tradițională nu este încă voia Dumnezeu. M-aș fi adus și noastră, dar n-am putut să fac prea multe. Și când m-a văzut sora Gabi Luncă, a zis, nu mai pleci înapoi cu trenul. Dumnezeu ne-a pus pe inimă acum să pleci înapoi cu o mașină. Și astfel Dumnezeu ne-a binecuvântat, prin adunarea aceea din Dămăloarea, cu o mașină Dacia Leonard, pe numele Domnului Iisus Hristos. Să am cu ce să merg la evanghelizare. Apoi, din doi copii a făcut Dumnezeu cinci copii acum. Toată țara este toată via mea. Am primit lumina acea adevărată. Am primit Duhul Cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, dacă atunci am lăsat în urmă părinții și frații. Vreau să vă spun că atât părinții și frații mei și fratele meu, cât și părinții soției mei, astăzi sunt cu noi pe cale. Pe cale care duce la Împărăția lui Dumnezeu. În anul 2006, în vara lui 2006, mama a fost întrebată de către fratele păstor Gigel Radu, Doamna Constanța, ce mai așteptați? Nu vreți și dumneavoastră că avem duminică botez? După ce mama a venit la noi, mai citise, mai studiase, ascultase predici, ce mai așteptați? Nu sunteți convinsă, uitați-vă în viața lor cum le-a schimbat Dumnezeu viața. Nu sunteți convinsă că acesta este adevărul? Duminică avem botez. N-ați vrea și dumneavoastră să vă botezați? Și mama îi spune fratele păstor, Frate păstor, de mult așteptam să mă cheme cineva la botez. De mult așteptam să spună cineva dacă vreau să mă botez. Copilul meu niciodată nu mi-a spus. Și a zis, nu ți-am spus. Pentru că n-am vrut să crezi că facem presiune asupra mea. Și în anul 2006, în vara de 2006, mama a intrat la botezul. Tatăl meu, pe timpul a murit. Și
mama soției. Și la botez, când fratele păstor, înainte de a o boteza, îi spun, frate păstor, aș vrea înainte de a o boteza să-i mai pun o întrebare mamei mele și dacă răspunde corect, atunci o botezați. Dacă nu, eu mă opun, nu sunt de acord. Și spune, da, poți să spui. Acum vreau să te întreb, dacă te-ai pocăit, te mai închin lui Dumnezeu? Are cine să se roage pentru dumneata înaintea Tatălui din Cerul, dacă te-ai pocăit? Și m-am zis, auzi, tu-ți bagi joc de mine acolo? Și am zis, nu, nu-mi bagi joc. Vreau doar să te întreb. Da, am descoperit adevărata închinare în Duh și în adevăr. Nu mai mergi la slujbe? Nu mai vreau să mergi la slujbe. Și ai un preot? Nu-ți mai trebuie preoți? Da, am descoperit un preot. L-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, mama soției mele la Sibiu, la fratele Benjamin Coprocean, și fratele meu cu soția lui din Timișoara, și ei s-au botezat la biserică din Timișoara, unchiul meu cu soția lui, cu copiii lui, cu nurorile lui, și ei s-au botezat și au deschis undeva Brătenia, județul lor, au deschis o adunare în casa lor, în care se predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și astfel, mântuirea a intrat în familia noastră. Și a zis, Doamne, chiar dacă am trecut așa prin traumele acestea spirituale, că eu sunt acum cu zâmbetul pe buze datorită Domnului Iisus, dar să nu credeți că n-am avut frământări și gânduri, zile și nopți în care am avut impresia că mi-am pierdut identitatea. Nu mai știam de acum cine sunt, știam că sunt copilul lui Dumnezeu, dar doream să știu mai mult despre mine. Și au fost clipe destul de dificile, de întrebări, poate că doar fără răspuns. Însă am primit, la un moment dat, răspuns la toate întrebările. Și vreau să vă spun că am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru viața cea nouă pe care mi-ai dat-o. Și aș vrea ca și colegii mei preoți să vină și ei pe calea aceasta. Mă rog lui Dumnezeu, vă rog ție, Doamne, ca să-ți iei zeciuială, că eu știu că lui Dumnezeu îi place zeciuială. Însă vreau să vă spun dumneavoastră, să nu vă culcați pe ureche cei care dați zeciuiala, că ăsta e minim zeciuiala. Lui Dumnezeu îi trebuie totul, nu numai zeciuiala, ăsta e minimul zeciuiala. Deci să nu credeți că ați dat prea mult când dați zeciuiala, ați dat minim cât se putea. Și am zis, Doamne, aș vrea ca măcar 10% din preoții din România să vină la Tine. Din 19.000, alege pe cei mai sinceri, pe cei care chiar vor să deslujească pe Tine și scoate afară, să predice în lungul și latul țării noastre Evanghelia, așa cum au predicat-o preoții în Anglia, în perioada lui Wycliffe, la anul 1300. Așa cum au predicat-o preoții din Germania, după ce s-a făcut reforma prin Martin Luther. Așa cum au predicat-o Jan Hus în Boemia și alții în toată Europa, preoți născuți din nou. Doamne, naște măcar 10%. Că am citit în Scriptură că aduceți zeciuielile voastre și voi turna, voi deschide zăgazurile cerului și voi turna belșug de binecuvântări. Dacă 10% din preoții din România s-ar naște din nou, sunt sigur că Dumnezeu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste România belșug de binecuvântări. Și rugându-mă, pentru că avem un Dumnezeu care cunoaște gândurile noastre, în anul 2007, la noi la biserica din Reșița, la numărul 2, pe ușa bisericii intră un preot îmbrăcat în reverendă, care a slujit 33 de ani în Biserica Ortodoxă, consilier al Mitropoliei Clujului în perioada tinereții, în anii 60, anii 70, și intră la noi în biserică cu o casetă cu mărturia mea în buzunar, cu fotografie cu mărturia cu mine de când eram preot pe casetă, și întreabă de un frate de la ușă, îl caut pe Florea Daniel Cristian, este aici? Nu este aici, dar credem că o să vină. Fratele păstor l-a invitat în birou, a stat de vorbă. Apoi i-a dat un cuvânt după ce l-a întrebat cine este și ce caută. Și timp de o jumătate de oră, părintele Nichita Ioan a vorbit în fața adunării după 33 de ani de preoție cu lacrimi în ochi, spunând că a venit cu accelerare toată noaptea de la Iași până în Banat, să vadă și el cum arată un preot care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Că în cei 33 de ani de preoție n-am auzit niciodată vreun preot care să facă afirmația că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și ce a auzit pe caseta aceea, cu legământul, cu alte lucruri, a rămas uimit și curios
În timp ce slujea ca preot, am venit, spune, să-l cunosc pe omul acesta. Mai târziu am ajuns și eu. Și când ne-am întâlnit, părintele Nichita, în vârstă de 61 de ani atunci, acum în jur de 64-65, m-a întrebat și mi-a zis, regreți poziția pe care ai avut-o ca preot în societate, că ai părăsit-o? Nu regret. Regreți relațiile pe care le-ai avut cu medici, cu avocați, cu ingineri, cu doctori? Regreți? Nu regret. Regreți posibilitățile financiare pe care le-ai avut ca preot și pe care nu le mai ai acum? Nu regret. Atunci, Dumnezeul tău vreau să fie și Dumnezeul meu. Poporul care tu te închini vreau să fie și poporul meu. Dacă tu ai fi spus că regreți, m-aș întors înapoi cu primul tren. Dar pentru că te-am văzut atât de hotărât, că nu regreți, te-am zis, Părinte, pot să spun precum Apostolul Pavel, pe toate le-am socotit ca un gunoi, ca să-i câștig pe Hristos. Și a zis, Părinte, te rog să rămâi cu noi. Dumnealui este preot celibatar, nu s-a căsătorit niciodată. Și astfel nu avea obligații în familie, se întoarce înapoi de acasă. Nu, nu se poate, o să iau trenul. Haideți cu mine la evanghelizare. Și unde mergeam în oameniază aceea, undeva în Oravița, frații așteptau un preot. Și acum au ajuns doi preoți. Și n-au știut ce să facă cu doi preoți. E un descurcat. Să știți că copiii nu prea știu ce să facă cu preoții convertiți. Nu prea știu. Dar eu sunt aici tocmai ca să-i ajute copiii ce să facă. Ei, când să nu mai copiesc. Și a zis, uite, du-mă, te rog frumos la trenul de Timișoara Iași, de Timișoara București, care este la 11 în gare la Lugoj, du-mă. Și atunci am mers foarte încet cu mașina și am zis, Părinte, am pierdut trenul. Și Părintele a rămas la noi, am ajuns pe la miezul nopții acasă, a doua zi, soția când se trezește cu Părintele Nichita. Părinte, ne bucurăm, că i-am spus eu. Când am stat acasă. Să rămâneți, vă rugăm la noi. Și așa n-am avut niciun bunicuț. Ne-am bucurat să avem și noi un bunic cu noi în curtea aceasta. Și părintele Nichita a rămas la noi. Și pe data de 14 octombrie, același an, 2007, atunci când oamenii se adunau la Iași să o sărute pe cuvioasa Parascheva, părintele Nichita s-a dezbrăcat de haina neagră a preoției și a îmbrăcat haina albă a botezului. Și a primit botezul și a făcut mărturia cugetului într-o biserică baptistă din Lugoj. În anul 2008 primesc un telefon de la un tânăr din Roma și îmi spune, am primit într-un metrou un DVD cu mărturia ta. Ne-am uitat pe mulți studenți din Vatican. Fratele acesta, preotul acesta care a fost, el făcea parte din ordinul iezuiților și era trimis la Roma să studieze ca să ajungă nunțiu apostolic, trimisul papei în diferite țări. Și terminase deja cursul de master. Și îmi spune, am urmărit colegii din Vatican, DVD-ul acesta, colegii români, și au zis, da, nu ne interesează treaba lui, ce vrea fiecare, dar zice, eu am rămas și m-am uitat. Și am vrut să te sun la telefon să mai discutăm pe tema asta. Cam un an am vorbit la telefon. Nu continuu cu vorbestile din ziua de azi. Și așa, când și când mă suna la telefon din Roma. L-am invitat când vine România să vină și pe la noi. A venit și pe la noi. Și am stat 3 zile împreună. În a treia zi, după discuții, după rugăciuni, înainte de a pleca, ne-am pus în genunchi la rugăciune. Și la rugăciunea aceea, Părintele Iulian l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui, ca Domn și Mântuitor. I-am zis, Iulian, te întorci acum înapoi la Roma. Acolo, la Vatican, sunt multe altare. Și te vei duce înapoi să închini unui Dumnezeu necunoscut. Domnul Iisus spune, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaște. Tu trebuie să te închini unui Dumnezeu pe care îl cunoști mai întâi. Și apoi să închini Lui. Cum te poți închina toată viața unui Dumnezeu necunoscut? Vreau să te pun în legătură cu adunarea din Roma. L-am pus cu adunarea baptistă în legătură. Duminica mergea și slujea cu Benedict al XVI-lea și miercurea mergea la cateheză. Și mă sună la telefon și îmi spune pe data de 13 aprilie are loc botezul meu. Și nu vreau să pun mâna pe niciun pastor, ci vreau ca tu să mă botezi. Mi-am venit biletul și m-am dus de la noi din România, m-am dus la Roma.
L-am botezat și am zis, măi, Iulia, tu știi că papa e cel mai mare mincinos care e pe acest comun. Liderul formației. Papa vă minte pe voi tot timpul, sau v-a mințit, că nu-i bine să vă căsătoriți. Nu-i bine. Avea și el 28-29 de ani. Nu-i bine să vă căsătoriți. Asta e o minciună. Dumnezeu spune că nu-i bine să fii necăsătorit. Spune că nu-i bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit. Acum ai încheiat legământ cu Domnul. Uite de aici în adunare și încheie legământ și cu Doamna. Aviz amatorilor. De Doamna întâlnit. Și... nu peste multă vreme m-a chemat la Logodna lui și la munta lui, pentru că acolo, în adunarea aceea, Dumnezeu i-a rânduit lui Iulian să aibă ajutorul potrivit. Și anul acesta, în vară, am fost invitat la ordinarea lui ca păstor. Iulian a închiriat de la un episcop anglican, de lângă Vatican, la Castelul Sant'Angelo, 200 de metri, 300 de metri de Vatican. A închiriat chiar la podul castelului acolo, în șirul clădirilor, este o biserică anglicană, care nu mai funcționează și care închiriază la diverse grupări religioase spațiul acela. Și Iulian a închiriat acolo spațiul și îi pretinde doar un euro de persoană și dacă atunci se aduna el, mergea cu câțiva români, cu familia lui, acum a botezat într-o perioadă scurtă 40 de români. Ortodoxi 100%. Deci nu luați din alte adunări și aduceți la el la mare, ci oameni la care el le-a predicat Evanghelia. Și am zis, Doamne, vreau ca mai mulți preoți să facă lucrul acesta, ca mai mulți să predice Scripturile și oamenii să întoarcă la tine. Cred că tot în 2008, mergând undeva pe lângă satul mare, am luat la ocazie un preot bătrân. Și când se dea jos, zice, n-am bani să-ți dau. Nu cred că n-am bani, că știu că tot e la bani. Dar fie, dar vă dau eu ceva, dacă nu dați dumneavoastră, vă dau eu ceva. Și am dat un dividiu cu mărturia mea. Părintele acela bătrân nu avea unde să-l vadă, nu se știa cu calculatoare. Și când ajunge în mănăstirea care îl dă unui preot tânăr. Acum preoții tine au laptopul la mănăstire, sunt conectați la internet, se răcea de dumneavoastră. Și se uită preotul acesta la DVD, acolo am avut și număr de telefon, mă sună la telefon, călugărul acesta vrea să discutăm la telefon și într-o zi, numai până la moment, îl sună la telefon și zic, ce mai faci noi, Gălghiță? Și uite, sunt la Cluj, sunt student la Cluj, la Teologie Artă Sacră. Uite, chiar acum am plecat de la gazda mea, mă duc la facultate, la atelier, am doi Dumnezei în geantă, vreau să-i definitivez. Cum, Gheorghe, mă? Mai zi o dată. Tu umbli cu Dumnezeu în geantă, mă, Gheorghe. Bine, eu știam despre ce e vorba, icoanele, dar cum adică tu ai doi Dumnezei în geantă? Eu știu că Ortodoxia este monoteistă. Tu ai devenit politeist, tu ai doi Dumnezei, în loc să ai unul singur. Și cum adică îl definitivezi tu pe Dumnezeu? Dumnezeu care este o făptură atât de minunată, poți tu să-L definitivezi pe Dumnezeu? Care te-a făcut pe tine o făptură așa de minunată, cum îl definitivezi tu pe Dumnezeu? No, păi scuză-mă, dar așa e la noi vorba și limbajul și... No, discutăm mai mult la telefon, în data de lea, așa 100%, discutăm la telefon și într-o zi îmi spune, auzi, știi ce m-am gândit? Când mă întorc de la Cluj, la mănăstire, aș vrea să vii să mă scoți afară din mănăstire. Eu n-am curajul. Dar dacă vii tu cu mine, poate că o să ies. Să mă scoți afară din mănăstire, că de când vorbesc cu tine, simt că beau o apă limpede. Și nu mai vreau să mă întorc înapoi la mănăstire, să mi se tulbure iară mintea și sufletul. Vreau, gata, m-am hotărât să mă scoți afară, dacă vrei să vii. Eu vin dacă tu să-mi spui când trebuie și eu vin. M-am suit în mașină, și am plecat. M-am întâlnit cu el la Oradea, am venit de la Cluj, Oradea, de la Timișoara, Oradea. Ne-am întâlnit și trebuie să mergem undeva la Baia Mare. Eu am crezut că el n-are curajul că o fi mai micuț decât mine.
atunci m-am întâlnit că are vreo 2 metri, ca Nicolae Iorga. Ce zic, bă, dar tu n-ai curajul? Și am mers, am trăit la mănăstire, auzi, spune-i tu, părintele, stare. Da, să nu uite și spune, nicio problemă. Doamne ajută, părinte, stare. Doamne ajută. Am venit să-l iau pe fratele meu, Gheorghiță, că îl cheamă tata acasă. Eu zic, tata, să nu mai stai aici. Nu-i de acord, tata, cu el. Nu bine, mă, dacă zici, tata, că o să-l merge. Eu vorbeam în sens spiritual. Și nu, vezi, Gheorghiță, să rezolva de repede. Nu trebuie multe povești. Două cuvinte și o să-l ia acasă. Auzi, Gheorghe, să lași reverend aici, că nu-ți mai trebuie acasă. Gheorghe are dreptate, lasă aici, că nu-ți mai trebuie. În mașină i-am pregătit un costum, s-a îmbrăcat băiatul acolo în chilie. I-am dus să îmbrăcat un costum, o barbă mare, i-am pus cravată ca la baptiști și... l-am spus când a ieșit afară cu niște plete pe umăr, avea o barbă din aia mare, a zis, Doamne, de unde a venit Nicolae Iorga? Am crezut exact că e Nicolae Iorga. Dar după ce l-am ieșit afară, l-am dus la un frizer, să-l mai tundă un pic, să-l mai aranjeze, să-l mai taie pletele și i-am făcut o fotografie, ceva de neuitat. L-am pus în legătură cu Biserica Baptistă numărul 2 din Baia Mare și am trecut, pe data de 10 decembrie, am avut o boteză călugărului de Gheorghiță. Am mărturisit în fața tuturor că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul vieții lui. Apoi, preotul acela despre care v-am zis aseară la Leșița, un alt preot de la Herculane, din Rădomașa, și el a primit pe Domnul Iisus. Între timp, a murit prima sa operație, undeva la Târgu Mureș, o operație pe inimă și n-a existat. Și am ajutat astfel 5 preoți să vină la credință. Și astăzi am legături cu încă doi, unul de lângă Caran Sebeș, iar altul de la Rastul Nou, de undeva din județul Gorj, Dolj, de lângă Calafat, în zona aceea Dunării, care chiar acum, să zicem, când m-am întâlnit cu dumneavoastră, frate Nicu, chiar de acolo am venit Calafat, m-am întâlnit cu el și mi-a zis, vreau să vii la mine la biserică, vreau să vii la mine la slujbă. Și îți vin cu toată plăcerea. Nu mai grijă că o să, dacă aud că vin eu, o să vedea afară. Da, nu cred că o să mă ia afară. Și după aceea m-am venit, mă, o să mă duc până-l de afară. Și astfel îi mulțumesc lui Dumnezeu și cred că și peste țara noastră vor veni vremuri de înviorare. O singură condiție, dacă preoții se vor întoarce la Dumnezeu. Pentru că reforma morală și spirituală, reforma întregii societăți, va trebui să plece de jos în sus, nu de sus în jos. În Europa, care, la care noi românii ne uităm astăzi și zicem Europa de vest, că este civilizată, în America, au ajuns acești oameni la un anumit nivel de trai deosebit, la o mentalitate bună, deosebită, tocmai pentru că reforma a pornit de jos în sus, a pornit de la preoți, de la preoții care au predicat Biblia și care au predicat învățăturile și valorile lui Dumnezeu și legile și poruncile lui Dumnezeu. Până nu-L vom pune noi pe Dumnezeu în inimă mai întâi, nu se va rezolva niciuna din problemele societății românești. Pentru că nimic nu se poate fără Dumnezeu. Nihil sine Deo. Și nu ne trebuie să trimite America misionar în cor. Pentru că avem preoți pregătiți pentru poporul român, oameni care cunosc mentalitatea, care cunosc spiritualitatea, care se pot raporta foarte ușor la oamenii din România, pentru că noi i-am slujit, pentru noi nu sunt ceva străin. Dacă vine unul de pe aici, țăranul român îi se pare ceva străin. Noi am trăit acolo cu țăranul român, cu incultura lui, cu mentalitatea lui, cu toate celelalte, cu bunele și cu relele. Noi trăim în satele românești. Ne mai trebuie însă încă ceva. Pe lângă cunoașterea spiritualității românești, ne mai trebuie să-L cunoaștem noi preoții pe Domnul Iisus Hristos. Și după ce vor cunoaște preoții pe Domnul Iisus, atunci vor veni și peste noi vremuri de înviorare. Oricât de departe ar fi aceste vremuri, trebuie să ne dejunim în ele. Și cred că Domnul va da biruință. Amin. Amin. Aș vrea acum să vă prezint două filmulețe. Dar ne ridicăm
în picioare, când dăm o cântare, eu trebuie să mă duc în spate să le pregătesc acestea. Și o cântare pe care fratele păstor cântarea aceasta este experiența multora din noi și cred că și a multor preoți care s-au întors la Domnul. Cântarea numărul 700. Multă vreme eu am rătăcit, neștiind că Iisus m-a iubit. Pentru mine că s-a răstignit pe Golgota. Haideți să ne ridicăm și cântăm cu toată inima. Ca niște oameni care l-am găsit pe Domnul Iisus și suntem fericiți. Multă prima prelegere care am ținut-o la Buzău urmă cu 2-3 săptămâni s-a intitulat Sparge carapacea. Și am folosit un exemplu din natură, din lumea marină. Biblia spune, du-te la viețuitoarele mării și te vor învăța. Există un crustaceu acolo, lobster, dar în românește e homac, cred că îi zice de la zoologie, dacă mi-am aduc aminte bine. Și acest crustaceu trebuie să-și dezbrace crusta aceea de câteva ore în timpul vieții. Că nu moare cât timp dezbracă această crustă, din timp în timp. Dacă la un moment dat nu mai iese din crusta aceea, acolo moare. Și m-am adresat oamenilor și am spus, nu trebuie întrebat nimeni de unde provine, dar nu există om care să nu aibă trebuință să-și dezbrace iarăși și iarăși crusta cu care se înconjoară. Pentru că lucru care este astăzi nou și frumos, mâine devine tradiție. Devine osificat, devine anchilozat și trebuie o viață nouă în Hristos. Azi am avut doi oaspeți de cinste la noi acasă și ne-am bucurat enorm de mult.
fratele Florin și fratele Cristi și mai mult am vorbărit decât am mâncat, dar ne-am bucurat foarte mult și ne-am preocupat cu acest lucru. Am zis, Doamne, ce putem noi în vremea aceasta să facem? Ce trebuie făcut în vremea aceasta? Este evident că așa cum arată graficul vieții acum, se merge în jos și se merge în rău și trebuie să fim lucizi, nu? Nu putem să băgăm capul în nisip și să spunem că nu se vede. Adunările mor. Serviciile divine au devenit tot mai formalizate, pur și simplu. Și chiar așa numitele trezire a fost un simplu foc de paie, a pierit în urmă, rămâne întuneric și rece. Trebuie să se întâmple ceva, este vremea, Doamne, să lucreze. Și nu știu ce va pune Dumnezeu pe inimă fiecăruia, dar știu că nu trebuie să stea nimeni liniștit, ci trebuie să insistăm înaintea lui Dumnezeu și trebuie să luptăm în rugăciune și să spunem, Doamne, te rog, nu lăsa să mi se fure timpul vieții mele. Tu ai o lucrare cu mine pe pământul ăsta. Arată-mi, Doamne, ce trebuie să fac. Și prin fiecare dintre noi, nu știu contribuția fiecare, dar prin fiecare, prin mii de glasuri, prin mii de inimi de oameni, prin milioane de rugăciuni care se înalță din lumea întreagă, se va schimba fața pământului nostru. La venirea Mântuitorului, Evanghelia trebuie să fi fost predicată pe tot pământul, la orice făptură, nu la modul general, că e pe satelitul nu știu care, la orice făptură spre cunoștință, la venirea Domnului, așa ceva trebuie să fie. Semnele venirii Domnului Iisus Hristos nu sunt războaie, vești de războaie, cu tremure, bolime care se citează atât de greșit de la multe amboane. Fraților, să știți că vine Domnul. Nu. Biblia spune, sfârșitul nu va fi atunci. Scrie acolo la acolo. Nu ține nimeni seama de treaba asta. Mai departe spune, Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșit. Acesta este semnul revenirii Domnului. Și iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu să fim și noi, așa cum spune acolo, Doamne, iată-mă, eu și copiii mei suntem niște semne în popor. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Băi, sunt gata? Un minut? E gata. Bun. Într-o seară, la Alexandria, printr-un conflict destul de serios, episcopul de Telerman a invitat pe părintele Galeriu în timpul unei evanghelizări care aveam acolo. Și dânsul era pus pe harță, domnul părinte episcopul, era pus pe harță. Și a gândit că ne dă o lovitură, dar știți cum este, cum ți-ar da unul cu o pâine în cap, adică mai bine așa nu poate să-ți facă, pur și simplu. Și da, să nu fie numai de asta veche, că atunci a zis pe mine. Trebuie să fie ceva. Și l-au adus pe acest om al lui Dumnezeu, pe părintele Galeriu, ca să contracareze chipurile lucrarea asta. Numai Satana a adus pe omul ăsta aici, în postul Paștelui, s-a dus așa ceva în orașul nostru aici. Numai Satana a adus pe omul ăsta aici. Eu eram în audiență când îl vorbea aceste lucruri, eram în sală. Iar eu i-am dat sala, cu toată bunăvoința. Dânsul a încercat să-mi forțeze fratele și am spus, nu vă opintiți, că nu ne văd nicio energie. Eu ofer sala cu toată dragostea, e plătită de noi, dar e gratis pentru dumneavoastră, vă rog, că duminică, seara, am invitat toată audiența care a fost acolo. Era plin până în stradă. Toată lumea a spus, mâine seara să nu lipsiți. Vă rog foarte mult, vine un mare om al lui Dumnezeu aici. Predica părintele Galeriu s-a intitulat Semnificația Crucii în Biserica Ortodoxă. Și vreau să vă spun că a ținut o predică așa cum a ținut părintele Daniel sau cum a ținut pastorul nostru Florin sau mulți dintre noi prezenți aici. Crucea nu este lemnul, piatra sau metalul, ci crucea este simbolul mântuirii noastre și lupta pentru adevăr și a vorbit o oră și ceva. Când s-a terminat, am mers pe scenă, pentru că mă pregăteam să merg la o altă evanghelizare, am urcat când pe scenă, lumea a întins gâtul cu ei să știi chestii cu bătea, cum arată. Am urcat pe scenă, acolo telonării sunt foarte gata de treabă, ei urcând. Și cum am urcat pe scenă, m-am dus în fața părintelui profesor și am spus, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu din tot sufletul pentru cuvântul care l-am auzit în seara aceasta. Da, și Dumnezeu s-a înclinat așa, să putea pe scaun și zic, părinte, aș avea o singură dorință. Care-i dorința mea tare? Aș
aș dori să petrecem veșnicia împreună, sunteți de acord? Vai, ce frumos a zis, ce frumos, a ridicat de pe scaun și m-a prins în brațe și m-a salutat. L-am salutat și eu pe Lucio și am dus să-l trag înapoi, dar m-a prins a doua oară și m-a prins a treia oară. Și zice, cine ești, mă, tare? Păi eu sunt evanghelistul ăsta pe care l-a trimis Satana aici, cum am fost. A fost superb, a fost superb. Și am trimis un mesaj oamenilor din sală, de acolo. Lucrarea Domnului se va desfășura în iubire, nu în urmă. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.